vă reamintim, s-a început postul cel mare, cel mai complicat post de altfel, cum se presupune că ar trebui să ne purtăm și care sunt responsabilitățile unui enoriaș responsabil. Aflăm în această dimineață de la parocul Bisericii Inim Tăcute, Părintele Viorel Cojocaru, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Este o perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de complicată, pentru că postul cel mare este și cel mai grav și cel mai sever. De ce se întâmplă lucrul ăsta? nu a, aș putea spune că e complicată, pentru că postul, de fapt, este o bucurie pentru credincios, pentru faptul că reușim să scoatem la iveală sentimentele sufletești, care, cu siguranță, sunt racordate spre divinitate. Deci, postul a Sfintei în sau postul mare, cum spunem noi, este un pic mai sever așa, datorită la faptul că comemorăm patimile Mântuitorului, răstignirea Lui și învierea. Deci acest post culminează cu cea mai frumoasă bucurie, bucuria veșnicii sau a învierii, Domnul inclusiv și a învierii noastre. Pentru credincioși mereu recomandăm postul să fie ținut, respectat dublu, nu doar postul alimentar, pentru Așa. că postul alimentar e doar 5% din post, spune Părintele Ilie Cleopa. Postul mai important este postul spiritual. Asta deci, e și complicat? E și complicat. Atunci când noi încercăm să ieșim din noi, să ne revedem cine suntem, să conștientizăm că avem o stare păcătoasă de căzută, să încercăm să facem efort pentru a ne schimba. Și în acest post spiritual am putea include faptul să postim cu toate simțurile, cu ochii, cu urechile, cu, mai ales cu gândul. Am avut o perioadă de timp activitate în mediul penitenciar, unde recomandam la deținuți faptul că nu țin de ei, fiind condiționați, nu țin de ei ce mănâncă. Și am zis că bă, vă împărtășesc cu o singură condiție, să țineți post cu gândul. O singur post vă dau, din tot ansamblul A, de tipuri de post. Să postiți cu gândul. Unii dintre ei mi-au zis că este imposibil așa ceva și chiar acesta a ținut tot postul mare în mediul penitenciar cu, cu ceai și pâine. Mult mai ușor decât să postești cu gândurile. De ce totuși biserica accentuează și pe postul alimentar? Pentru că am putea deraia de la simbolistică exact. simbolistica postului. Pentru că postul alimentar este un exercițiu feresc al întăririi voinței omului. Și voința omului, voința face parte din conștiința omului. Și atunci când omul postește, că din ceosul postește, își întărește voința. Și această voință este raportată nu doar la acțiunile care vin în gând, sau gândurile, sau sentimentele, este raportată și la acțiune. Și atunci, postind, de exemplu, mergând în uh, supermarket să-ți cumperi o, uh, o pâine, mergând între prin hala de, de căr de, căr de, căr de căr Ce faci? Cum reacționezi? Așa. E, ispita e mare. Ispita e mare. Ce faci? Cum reacționezi? Deci înseamnă voința omului. Și atunci noi mereu trebuie să tindem, să, fim, să triem gândurile, și voințele inclusiv, că unele voințe pot fi păcătoase. Da, apropo, chiar în zilele acestea citesc o carte semnată de Savatei Baștovoi, Dumnezeu pe înțelesul femeilor și este da. foarte amplu abordat subiectul păcatului și al iertării. În fond, toate păcatele pot fi iertate. Da. Doar că trebuie să depunem noi efortul și dorința. Părinte, vreau să vorbim despre acele elemente indispensabile în perioada postului, pentru că, bine, vorbim despre postul duhovnicesc, purificarea sufletului, vorbim despre postul alimentar, există și taina spovedaniei, care face parte din acest procedeu al, al postului, doar că aici intervine o problemă. Multă lume habar nu are cum să meargă la spovedanie și ce înseamnă, de fapt, acest lucru pentru noi. Haideți să vorbim etapa. Ce, Așa. ce ar însemna? Deci, ca să avem un post duhovnicesc folositor, uh, Paterul Daniel zice că postul lui trebuie să-i dăm două aripi ca să ne înalțe și pe noi și postul să fie înălțat. Unu, unul, din aceste aripi ar fi rugăciunea. Deci, în post, din ceosul înmulțește, sporește în rugăciune. Și alta ar fi milostenia. Deci, și de fapt, postul mare ar fi ca o, ca o înălțare la un alt, la un alt tip de viață nostru pe tot parcursul anului. Și Aha. în rugăciune și în milostenie. Și atunci când ne rugăm, în procesul rugăciunii, Dumnezeu luminează mintea omului. Omul conștientizează care este starea lui păcătoasă. Deci, Sfântul Efrem, Siru foarte frumos explică efectele rugăciunii la nivelul conștiinții umane. Deci ce vă imaginați că? Um, sunteți într-o cameră închisă, neagră și nu observați ce pete aveți pe haină, rugându-vă vă luminați, se luminați în jurul dumneavoastră și, și, se și văd vedeți vede... rugându-vă mai mult, mai mult îți dai seama că de fapt tu ești îmbrăcat în Pentru că atât de mult se luminează în jurul tău și atât de ce Sfinții Părinți, mari Sfinții Părinți ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Damaschin Ioan Gură de Aur, ziceau că sunt cei mai mari păcătoși nu înțelegeam de ce pentru că aveau minuni, aveau o viață desăvârșită, cum pot fi cei mai mari păcate? Atunci noi cine suntem? Deci rugăciunea i-a dus. Și atunci omul rugându-se, postind, își dă seama de căderile lui. Își dă seama că s-a depărtat. S-a depărtat de firescul lucrurilor omenești. Și atunci încearcă să se împace în primul rând cu Dumnezeu. Împăcându-se cu Dumnezeu, cum? Recunoscând păcatele, spui, și nu îți povedești la, în procesul spovedaniei, nu îți povedești nici vecinul, nici soțul, nici soția. Te povedești pe tine ce tu ai greșit, cum ai greșit și preotul, ca și doctorul, încearcă să-ți dea tratament, să-ți dea recomandări cum ai putea să depășești aceste uh, stări de, um, păcă, păcătoase, aceste emoții, aceste sentimente. Și în felul acesta avem foarte multe cazuri în care uh, credinciosul își schimbă el îns însuși, iar schimbându-se tu, schimbându-te, de fapt, în jurul tău se în întreagă. Eu totuși aș vrea să vă întreb cât de important este părintele duhovnic în acest sens, pentru că odată ce mergem la spovedanie, cineva dintre enoriași poate nu se regăsește din punct de vedere chimic, iertată să-mi fie expresia. Da. Trebuie să fie o conexiune spirituală între uh, preot și uh, credinciosul care vine să se spovedească. Cu siguranță. Uh, preotul duhovnic trebuie, trebuie ales de dumneavoastră. Cel care veți simți, veți care sensul că eu încerc să dau canoanță? noi sfaturi dacă nu avem această compleanță. Așa. Este nonsens. Atunci când... Ca și medicul de familie. Când încerci să-l înțelegi, să el, el te înțelege, el, el, practic, ar, ar încerca să te încurajeze, să schimbi viața. Așa și aici. Când preotul... Duhovnicul trebuie să fie ca un tată spiritual. Trebuie să aveți sentimente de cineva care se îngrijește de dumneavoastră. Acear, și cu siguranță. Eu, ca și preot, ca și duhovnic, mă rog pentru cei care îi spovedesc, încerc să fiu atent, mai ales în această perioadă de pandemie, să întreb cum sunt simt, ce se întâmplă cu ei, să fii atent, dându-le sfaturi, consiliindu-i uneori, pentru că ar fi bine să facem diferențe între uh, spovedanie și consiliere. Uh, și în, în acest context încât... Fiul duhovnicesc să se simte protejat de mine din punct de vedere duhovnicesc E o atitudine și... foarte paternală. Da, dar aceasta se simte. Totuși, dacă am menționat și perioada asta pandemică, postul cel mare coincide cu o perioadă destul de nefastă pentru întreaga planetă. Cum se presupune că ar trebui să procedeze credincioșii care fie au COVID, fie se tem de această pandemie, dar sunt totuși cu gândul la biserică, dar din anumite considerente nu pot merge. E un păcat ăsta sau biserica iartă această, această absență? Biserica tot o iartă. Toate păcate sunt iertate de Dumnezeu pentru că iubim seama mai ierta. Dumnezeu nu iubește și în, în virtutea acestei iubiri ne iartă toate păcatele atunci când noi solicităm să fie iertate. Deci ce recomandăm noi la Crăciun și din parohia noastră? În primul rând, să vin responsabili la biserică, adică se poartă mască, iar în condiția când simt că ceva nu este bine, cu sănătatea lor, mai bine să stea acasă, pentru că nu cred eu că este prima duminică din viața lor când nu au fost la biserică și desigur să respecte tot, tot ce spun medicul să nu pot eu ca preot să dau tratament medicamentos. Este medicul de familie, să-l anunțați, să, în, să discutați, să vedeți ce tratament luați. Când aveți panică, atunci mă pot implica eu să vă ajut. Și chiar am avut foarte multe Telefoane, sunete Ca să ajutăm lumea să iasă din panică Însă și medicii Am, am, am fost contactat de medici Care m-au rugat să discutăm cu diferiți pacienți Care erau panicați și nu mergea tratamentul Așa. Deci panica Este o problemă Pe da, de alt punct de vedere Cei care au frică să vină Nimeni nu îndeamnă să... Ar fi bine să-și poată depăși frica aceasta Pentru că această frică Poate duce la alte uh, Diagnoze dar totodată, dacă vor să împărtășească, solicite preotul la domiciliu. Noi mergem la domiciliu și împărtășim pe cei bolnavi, pe cei care nu se pot deplasa și aceasta nu doar în perioada pandemică. Ce s-a întâmplat până în pandemie. Dar observăm că în perioada pandemică foarte mulți credincioși solicită să fie împărtășiți acasă, respectând regulile de regoare pandemice. Este bine, nu este rău. Important, atât a zic. Acest, această pandemie este ca, o, ca un test pentru noi, să fim solidari. Ce facem noi? Asta este uh, un exercițiu colectiv, cumva? Colectiv, da. uh, și ultima ultimă întrebare, așa, va? pentru că uh, credincioșii, de regulă, în timpul postului, încearcă să dea mai mult decât este nevoie. Încearcă, practic, să se laude între ei că țin postul 40 de zile, citesc tot felul de, uh, de cărți duhovnicești, psaltire și tot așa mai departe. Și asta e bine. Totuși, revenim la simplitatea bisericii, pentru că rugăciunea de Tatăl nostru este cea mai bună, este cea fundamentală până la urmă, ce ține de rugăciune. Cum ar trebui să se roage un credincios în această perioadă? Rugăciunea trebuie trăită. Așa. Dacă nu trăim în zadar, ne rugăm, suntem ca un vas care ciocănește în zadar. Unu. Doi. Ce putem noi la credincioși? Oameni buni. Nu important postul. Într-un final. Mâncați tot ce vreți. În această perioadă nu vă mâncați pe voi. A, eu cred că asta ar trebui să devină o, o parte din expresia crezului nostru. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența, în primul rând, pentru liniștea pe care ați adus-o în, în acest platou. Să fie cu doamna ajută și... Doamne ajută, să aveți bucurii și să vă ferească Dumnezeu de această boală, pentru că avem nevoie de dumneavoastră.